se exprimă artistic printr-un instrument aproape uitat, naiul, reușind să cucerească aplauzele publicului. Aplauze? Vreau să aud și eu niște aplauze? Mai tare, da? Mai tare! L-a avut ca profesor pe maestrul naiului, pe Gheorghe Zamfir. Merită să o primiți cu aplauze pe Ruxandra Pitulice! Thank you.
acum atâtea chipuri cunoscute mie și vă pup și vă salut pe toți. Următoarea melodie, să știți că este dedicată tuturor mamelor, tuturor femeilor care știu ce înseamnă dragostea pentru copilul lor și, bineînțeles, pentru mama mea, pe care o știți cu toții. Sunt foarte emoționată, sunt în fața dumneavoastră. N-am cântat niciodată vocal în fața dumneavoastră așa de aproape. Așa că aplauze pentru următoarea piesă. Așa, să-mi dați puțin curaj. Mulțumesc frumos! Și haide, ferem veselim! Vă invit la o sârbă! Cum a trecut Paștele, oamenii genunțile se strâng cu toți la un loc sârbele cu foc. Cum a trecut Paștele, oamenii genunțile se strâng cu toți la un loc și vezi sârbele cu foc. Să-i vezi pe tăcinii mei, pe-i mătrișe tinerei, cum a joacă sârbele până jos sandalele. Să-i vezi pe tăcinii mei, pe-i mătrișe tinerei, cum a joacă sârbele. We'll be right back.
veniți la joc și voi, nu vă mai uitați la noi. Haide, hai că sârba mea are foc și barnea. Hai ieșiți la joc și voi, nu vă mai uitați la noi. Haide, hai că sârba mea are foc și barnea. Ia te uite un bătrâne, joacă sârba amărâță. Împărte bate stambe și rătince de pământ. Ia te uite un bătrâne, joacă sârba amărâță. Împărte bate stambe și rătince de pământ. Eu-s munteancă de la șest și cu asta mă mândresc. Mi-e drag să cânt și să joc, cu mulți oameni dau un loc. Eu-s munteancă de la șest și cu asta mă mândresc. Mi-e drag să cânt și să joc, cu mulți oameni dau un loc. Cu munte și moldoveni, cu multe și adeleni. Oameni de omenie, așa cum îmi place mie. Și moldoveni, multe și adeleni. Oameni de omenie, așa cum îmi place mie. O sârbă foarte frumoasă acolo. Vă rog frumos să nu rupeți ora, maestre. Și eu simt cum și pare.